când am încheiat situațiile financiare, am constatat că previziunile sunt chiar mai mari decât la nivelul lui decembrie. Noi estimam în jur de 30-31 de milioane încasări. Așa cum vedeți în mapă, sunt aproape 34 de milioane încasările din venituri, din activitate la nivelul anului 2014, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 20%. În 2013, platforma educațională s-a extins cu 20%, fapt ce a condus și la creșterea veniturilor. Aproape 60.000 de persoane au urmat cursuri la CERONAV. Avem bugetul aprobat, ceea ce din punctul nostru de vedere înseamnă mult. Ceea ce anul trecut nu am reușit datorită procedurilor, vom reuși cu siguranță anul ăsta și am preluat o parte din așa cum o să vedeți sau vedeți la AMAP, o parte din investițiile care erau previzionate pentru anul trecut, dar nu am reușit să le facem anul trecut. Investiții vor fi făcute și în cele trei sedii din Constanța. Vor fi modernizate sălile de clasă, parcările, iar cheul va fi reparat și reamenajat.